Avem un Oppo Reno 3 Pro și un Find X 2, un mid-range premium și un model high-end. Două telefoane extrem de lăudate pentru camerele lor foto, așa că am vrut să văd exact ce pot face aceste două smartphone-uri în diverse situații și cum pot ajuta ele creatorii de conținut în 2020, indiferent dacă vorbim de TikTok, Instagram, Facebook sau YouTube. Reno 3 Pro are un sistem quad camera, obiectivul principal are 48 de megapixeli, iar senzorul telefoto are 13 megapixeli și evident că avem și un ultra wide de 8 megapixeli, dar și un monocrom de 2 megapixeli pe care ar fi bine să nu-l subestimați. Telefonul filmează 4K 30fps și este dotat cu funcția ultra steady, care bucură orice pasionat de content video. Și nu uităm nici de camera de selfie de 38 de megapixeli și de funcția portret, de care ne putem bucura chiar și pe camera de selfie. Pe funcția portret avem foarte multe opțiuni. Putem să ne ajustăm selfie-ul. Dacă vrem să avem ochii mai mari, putem face asta. Sau nasul mai mic sau mai mare. Și chiar și chipul, dacă vrem să fie mai mic, poate fi mai mic. Retușurile sunt evident o opțiune, pentru că întotdeauna există și varianta naturală. De foto sau de video, obiectivul ultra-wide este întotdeauna cel mai bun prieten al creatorului de conținut. Asta pentru că ne ajută să surprindem de la distanțe foarte mici, lucruri pe care înainte am fi vrut să le cuprindem într-o fotografie și nu reușeam. Find X2 are o cameră principală Sony de 48 de megapixeli, un obiectiv ultra-wide de 12 megapixeli și o cameră cu zoom tot de 12 megapixeli și ce-mi place mie foarte mult este stabilizarea video și faptul că autofocusul se mișcă foarte bine, reacționează foarte bine la dorințele utilizatorului și ce loc mai bun pentru a testa aceste funcții decât un skatepark. Cred că ăsta este unul dintre locurile mele preferate din București. Este plin de energie și de culoare. Pe unii dintre adolescenții de aici îi știu de pe vremea când erau puști, de pe vremea când au urcat pentru prima oară pe o bicicletă sau pe role și acum mă uit la ei și la tot ce pot face și nu-mi vine să cred. Și este o
o zonă foarte bună pentru creare de conținut, pentru Instagram, pentru TikTok, pentru că sunt oameni foarte creativi aici și te poți lăsa inspirat foarte ușor de tot ceea ce fac ei. Importantă regulă în fotografia cu telefonul mobil este să te folosești de tot ce ai în jur. Fie că este vorba de o frunză, de mâncare, de o culoare, de o lumină bună, sunt lucruri care fac diferența dacă vrei să faci o fotografie care să surprindă punctul tău de vedere. Pentru că până la urmă despre asta este vorba în social media, despre cum vedem noi lucrurile care ne înconjoară, despre viziunea fiecăruia dintre noi.